Sfințiți părinți și iubiți frați și surori în Hristos! Luna aceasta, octombrie, îi pomenește în mod special pe sfinții care am putea spune că sunt ocrotitorii celor trei mari provincii românești. Prin faptul că în 14 octombrie o prăznuim pe cuvioasa Parascheva, care este ocrotitoarea Moldovei. Apoi, în 21 octombrie, îi prăznuim pe sfinții cuvioși și mărturisitori ardeleni, luptători pentru ortodoxie. Iar acum, astăzi, îl prăznuim pe sfântul cuvios Dimitrie cel Nou, care este ocrotitorul Bucureștilor și al întregii țări românești. Așa încât luna aceasta, octombrie, este o lună în care cinstim în mod special pe ocrotitorii celor trei provincii românești. Deci astăzi îl prăznuim pe Sfântul Dimitrie cel Nou. Nașterea după trup a Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și nașterea în Hristos prin apă și din Duh a Lui au avut loc într-un sat la sud de Dunăre, pe teritoriul Bulgariei de astăzi, numit pe românește Basarabi, iar în bulgară Basarabovo, și care se află la aproximativ 3 km departare de orașul bulgar Ruse. Părinții Sfântului Dimitrie cel Nou erau creștini ortodoxi de origine valahă și se îndeletniceau cu agricultura și creșterea animalelor. Nu știm foarte multe date despre viața Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, pentru că sunt foarte puține însemnări înscris despre viața lui. Multe s-au păstrat mai degrabă pe calea tradiției orale a poporului. Și totuși câteva lucruri știm despre el, cele pe care deja le-am pomenit, și apoi mai știm că s-a născut și a trăit la începutul secolului al XIII-lea, pe vremea domniei țarului vlahobulgar Ioniță Asan sau Ioniță Caloianes. De asemenea, se mai știe despre Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou că în copilărie și în tinerețe, înainte de a deveni monah, a trăit ca un om simplu, ca păstor al oilor și vitelor din satul în care trăia. Asemenea și patriarhului biblic Iacov, care păștea oile socrului său Laban. Însă viața lui duhovnicească de acum și-o începe. De acum, când trăia o viață atât de smerită din punct de vedere social. Și prima lucrare și prima roadă a lucrării sale duhovnicești a fost învățarea ascultării și a smereniei și a supunerii față de părinții lui. Un lucru care este foarte important pentru oameni și în special pentru tineri, să învețe de când sunt mici să îi iubească pe părinți și iubindu-i pe părinți să-i asculte pe părinți și să le fie ascultători părinților. Ori acest lucru de Sfântul Cuvios Dimitrie l-a învățat și l-a trăit în viața sa. Mai târziu a simțit că dorul lui după o viață duhovnicească și mai deplină crește atât de mult încât a simțit că nu mai poate să rămână în lume. Și a intrat în viața monahală, într-o mănăstire. Nu se cunoaște exact mănăstirea în care și-a început viața monahală Sfântul Cuvios Dimitrie. Însă după un timp a părăsit și mănăstirea pentru a se dedica vieții călugărești celei mai aspre, și anume vieții pusnicești, vieții de sihăstrie. Și a trăit mai mulți ani într-o peșteră, într-o peșteră din apropierea râului Lom. Acolo, detașat de toate grijile și tulburările lumești,
s-a putut dedica integral părtășiei lui cu Dumnezeu prin rugăciune neîntreruptă, prin asceză, prin slavoslovie, dar și prin contemplarea lui Dumnezeu în frumusețile naturii care îl înconjura. Cum am spus înainte, nu avem date foarte multe despre Sfântul Cuvios Dimitrie și de la el, de exemplu, n-au rămas niciun fel de scrieri. Nici nu știm, de fapt, dacă știa să scrie sau nu. Însă ne putem face o imagine a ceea ce a trăit Cuviosul Dimitrie cel Nou din trăirile și mărturisirile unui alt confrate într-o sfințenie, și anume a Sfântului Cuvios Siluan Atonitul. De fapt, toți oamenii care trăiesc o viață duhovnicească, o viață în sfințenie, au o mare înrudire duhovnicească între ei și trăirile lor sunt asemănătoare. Deci, din ceea ce găsim în scrierile starețului Siluan Atonitul, ne putem face o imagine și a ceea ce a trăit Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou acolo în singurătatea peșterii sale și a locului retras, unde s-a nevoit mai mulți ani, chiar foarte mulți ani. Și iată ce spune Sfântul Siluan, cum trăia el pe Dumnezeu din frumusețile naturii, frumusețea lumii văzute, umplea de bucurie sufletul starețului. Asta o povestește ucenicul său, părintele arhimandrit Sofronie Saharov. Dar el nu și arăta această admirație nici prin atitudini, nici prin gesturi. Ea nu se întrevedea decât în expresia chipului său și în intonația vocii. Această discreție rezervată nu făcea decât să sublinieze încă și mai mult autenticitatea unei profunde emoții. Mereu concentrat asupra vieții sale lăuntrice, el nu mai privea lumea exterioară. Dar atunci când privirea sa se întorcea spre frumusețea văzută a lumii, găsea în aceasta un nou prilej de a contempla slava dumnezeiască și de a-și întoarce din nou inima spre Dumnezeu. Suntem convinși că așa trăia și Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou acolo în singurătatea locului pe care și l-a ales ca să trăiască doar el cu Dumnezeu. În această privință, continuă mai departe arhimandritul Sofronie despre starețul Siluan, despre care spuneam că cred că la fel trăia și Sfântul Cuvios Dimitrie, era ca un copil, totul îl minuna. În scrierile sale, el observă foarte corect că omul care a pierdut harul nu știe să mai vadă frumusețea lumii și nimic nu-l mai uimește. Și toată strălucirea negrăită a creației lui Dumnezeu nu-l mai atinge. În schimb, când harul lui Dumnezeu e în om, tot ceea ce e pe lume produce în sufletul său o uimire de neînchipuit și contemplând frumusețea văzută a lumii, sufletul conștientizează minunata prezența lui Dumnezeu în toate lucrurile. Cu un simț acut al frumuseții, starețul privia norii, munții, pădurile, livezile, pomii și spunea că slava Făcătorului strălucește chiar și în lumea văzută. Dar contemplarea slavei lui Dumnezeu în Duhul Sfânt, adăuga el, este o vedere ce întrece nesfârșit orice gând omenesc. De exemplu, observând într-o zi jocul norilor de pe cer, de pe cerul albastru, zicea: mă gândesc cât de plin de măreție este Domnul nostru, câtă frumusețe a creat spre slava sa și spre binele poporului său, ca popoarele să slăvească în bucurie pe Făcătorul lor. Dar, din păcate, oamenii nu mai au ochi să vadă și să simte lucrurile acestea. Și zicea: o împărăteasa cerurilor, învrednicește pe poporul tău să vadă slava Domnului. Astfel, după ce își îngăduia pentru scurtă clipă contemplația frumuseții văzute a lumii și a slavei lui Dumnezeu care se arată în ea, se întorcea numai decât în rugăciune pentru lume. Să știți că oamenii care trăiesc
mai aproape de natură, acolo unde este mai multă liniște decât într-un oraș, le este mai ușor ca să-L perceapă pe Dumnezeu din această frumusețe negrăită a lumii. De fapt, această frumusețe a lumii nu face decât să oglindească în mod foarte palid cât de măreț și de sfânt și de slăvit este Dumnezeu. Dar este foarte important, cum spunea Sfântul Siluan, ca omul să înțeleagă aceste lucruri, să înțeleagă că toată această lume atât de frumoasă este opera lui Dumnezeu și că ea a fost făcută tocmai ca să ne îmbucure pe noi, să ne facă pe noi fericiți, să ne creeze un mediu cât mai plăcut. De aceea este important, chiar și atunci când noi trăim în bună parte, ne trăim în bună parte viață într-un oraș, să avem clipe în care să ieșim în natură, să putem să contemplăm, măcar pentru câteva ore, această frumusețe care să ne facă și mai conștienți de Dumnezeu și de lucrarea Lui făcută de dragul nostru al oamenilor. Sfântul cuvios Dimitrie cel Nou, ca de altfel toți oamenii îmbunătățiți și înduhovniciți, era un suflet nobil, gingaș, sensibil, delicat și de o mare finețe sufletească. Eu nici nu-mi pot închipui că un om înduhovnicit poate să fie bădăran. Și cred că, și sunt convins că nu este bădăran. Cu cât omul este mai înduhovnicit, cu atât este mai sensibil și mai atent și mai gingaș față de tot ceea ce este în jurul lui. Și sunt convins că măsura în care și noi ne străduim să facem așa, înseamnă că un har dumnezeiesc lucrează în noi. Iar atunci când nu avem destulă atenție, trebuie să fim atenți, că înseamnă că ne lipsește harul lui Dumnezeu. Sau nu-l avem în măsura în care ar trebui să-l avem. Deci, sufletul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou era un suflet de maximă sensibilitate și finețe sufletească. Și o să vedeți că această delicatețe mergea până și față de făpturile necuvântătoare. S-a păstrat o întâmplare care s-a petrecut în viața Sfântului Cuvios Dimitrie pe vremea când încă nici nu era monah, era încă păzitorul vitelor, consătenilor lui. Și anume, mergând într-o zi ca să adape vitele la râu, din neatenție a călcat peste cuibul unei păsărele care era ascuns în iarbă. Și, bineînțeles că în cuib erau niște puișori care au murit din cauza asta. Atât de îndurerat și de profund mâhnit a fost sufletul Sfântului Cuvios Dimitrie din cauza aceasta, încât a plâns și s-a canonisit singur, și a dat singur canon, ca 3 ani să umble desculț cu piciorul cu care făcuse acest păcat. De fapt, păcat mai degrabă de neatenție, de negrijă față de ceea ce este în jurul lui. Poate că noi credem că cuviosul Dimitrie era puțin exagerat, că n-o fi așa mare păcat faptul că a omorât din neatenție niște puișori într-un cuib. Dar, cum spuneam înainte, din asta se vede sensibilitatea maximă a unui suflet de om înduhovnicit, plin de harul Duhului Sfânt, care nu suferă să facă rău nimănui, nici măcar unei făpturi necuvântătoare. Și aici din nou voi apela la viața și la învățătura starețului Siluan Atonitul, cu care spuneam că sunt convins că este înrudit sufletește și duhovnicește cu Sfântul Dimitrie cel Nou. Au avut aceleași trăiri. Și starețul Siluan avea aceeași sensibilitate duhovnicească maximă. Iată cum o descrie ucenicul său, arhimandritul Sofronie. Fericitul stareț a fost pentru mine un dar primit de sus, o întâlnire excepțională. Întâlneam în el imaginea desăvârșită a adevăratului creștin. Puteam vedea în el
unirea uimitor de armonioasă a unor dispoziții aparent incompatibile. Găseam astfel la el, pe de o parte, o uriașă compătimire pentru orice făptură, lucru puțin comun unei firi atât de bărbătești cum era cuviosul Siluan. Această compătimire dobândea asemenea proporții încât putea fi ușor luată drept o sensibilitate patologică, dar alte aspecte ale vieții sale arătau numai decât că această compătimire nu era deloc un fenomen patologic, ci era expresia unei măreții sufletești naturale și a unei bunătăți produse de harul lui Dumnezeu. Starețul avea o atitudine plină de blândețe, chiar și față de plante. Socotea potrivnic învățăturii harului orice gest brutal care le cauzează vătămare. Îmi aduc aminte că odată mergeam împreună cu el pe calea ce ducea de la mănăstire la chilia unde am viețuit timp de un an. Această chilie se găsea la distanță de un kilometru față de mănăstire. Starețul venea să vadă sălașul meu. Noi aveam în mâini toiege, cum se obișnuiește în locurile muntoase. De o parte și de alta a potecii creșteau tufe rare de ierburi sălbatice înalte. Eu, vrând ca poteca să nu fie năpădită de aceste ierburi, loveam cu toiagul mereu florile ca să împiedic formarea semințelor. Acest gest i-a părut brutal starețului, care a clătinat ușor capul cu uimire. Eu am înțeles ce anume voia să spună prin aceasta și m-am simțit copleșit de rușine. Starețul spunea că Duhul lui Dumnezeu ne învață să avem compătimire față de orice făptură, așa că fără vreo nevoie oarecare nu trebuie să facem rău nici măcar frunzelor unui pom. Zicea el așa: frunza este verde în pom și tu ai smuls-o fără vreo nevoie oarecare. E adevărat că acest lucru nu e un păcat, dar inima care a învățat să iubească compătimește cu întreaga făptură, chiar și cu o frunzuliță. Această milă pentru frunza verde a unui pom sau pentru floarea câmpului călcată în picioare se uneau la el cu o atitudine perfect realistă față de orice lucru ce exista în lume. Ca un creștin era conștient că totul a fost creat pentru a sluji omului și că în caz de nevoie, omul se poate folosi de orice. El însuși tăia iarba, dobora copaci, făcea provizii de lemne pentru iarnă și mânca pește, dar făcea aceste lucruri doar pentru nevoie și nu făcea niciun rău fără niciun fel de logică sau rațiune. Pe de altă parte, zice mai departe părintele Sofronie, fierbintele său având spre Dumnezeu îl făceau să nu se alipiască de nicio făptură. Și aici este o problemă actuală pentru noi, că noi de multe ori putem cădea în ispita de a ne atașa într-un fel patologic, bolnăvicios, neduhovnicește de făpturi. Cuviosul credea că animalele sunt din pământ și că mintea omului nu trebuie să se lege de ele, că pe Dumnezeu trebuie să-L iubim din toată inima și din tot cugetul și din toată tăria noastră, adică din toată făptura noastră, și să uităm pământul și cele pământești. Noi vedem adeseori că unii oameni se leagă de animale, mergând până acolo încât se împrietenesc cu ele. Starețul socotea că acest lucru este o răsturnare a rânduielii așezate de Dumnezeu și că e potrivnic condiției normale a omului. A mângâia o pisică sau un câine, a te juca și a vorbi cu ele, uitând de Dumnezeu, a te îngriji de animale până acolo încât să uiți de suferința aproapelui, și vedem că mulți oameni au mai multă dragoste față de animale decât față de făpturile umane, decât de oameni, de semenii lor. Sau a te certa cu oamenii din pricina animalelor, toate acestea erau pentru cuviosul o încălcare a poruncilor dumnezeiești, care atunci când sunt păzite cu credincioșie, conduc omul la desăvârșire. În întreg Noul Testament nu găsim niciun pasaj în care să se spună că Domnul nostru Iisus Hristos și-ar fi oprit atenția asupra animalelor. Și totuși, El iubea cu siguranță întreaga făptură. Vocația noastră, în conformitate cu natura noastră creată după chipul lui Dumnezeu, este de a ajunge la statura de bărbat desăvârșit după chipul lui Hristos omul. De aceea, cuviosul socotea că un atașament interior și o pasiune pentru animale este o înjosire a condiției umane. Iar în această privință, iată ce scria: unii se leagă de animale, dar acest lucru supără pe ziditorul, fiindcă omul este chemat să viețuiască veșnic împreună cu Domnul, să domnească împreună cu El și să nu iubească decât numai pe Dumnezeu. Nu trebuie să ne alipim de animale, trebuie doar să avem o inimă plină de bunăvoință
pentru întreaga făptură. Spunea că toate au fost create de Dumnezeu pentru a sluji omului. De aceea, în caz de nevoie, omul se poate folosi de tot ceea ce a fost creat. Dar în același timp, omul are datoria de a purta de grijă de orice făptură. De aceea, orice rău, pricinuit fără vreo necesitate unui animal sau chiar unei plante, contrazice legea Harului. Dar orice atașament pătimaș față de animale e contrar și el poruncilor lui Dumnezeu, fiindcă micșorează iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele în noi. Cine iubește cu adevărat pe oameni și plânge în rugăciunile sale pentru întreaga lume, nu se poate lega de nimic din ceea ce este în lumea aceasta. Și acesta este, până la urmă, scopul vieții creștine. Nu știm nici câți ani a trăit Sfântul Cuvios Dimitrie, se știe însă că și-a cunoscut dinainte sfârșitul vieții. Dumnezeu l-a înștiințat de momentul în care urma să plece din lumea aceasta. Și atunci s-a hotărât să se așeze între două pietre mari, care să fie ca un fel de coșciug, și acolo a adormit în pace. Cândva după mai mulți ani, când au fost niște inundații, când apa râului Lom a crescut foarte mult, a reușit ca să dărâme aceste pietre între care se afla trupul cuviosului și să ajungă direct în apa râului, peste care apoi s-au așezat nisip și mâl și altele. Și au stat acolo în apă foarte mulți ani. Până când s-a arătat unei fetițe care era demonizată și a spus că dacă părinții ei vor merge să-l scoată de acolo, ea va fi vindecată. Și a indicat exact locul unde să caute părinții pentru a-i descoperi osemintele. Și l-au găsit așa, întreg, neputrezit și cu bună mireasmă, ca dovadă a sfințeniei trupului său. Moaștele sale au rămas pentru mai mulți ani acolo în biserica satului, însă în secolul al XVIII-lea, atunci când poporul nostru trecea printr-o situație destul de dificilă, nu numai din cauza regimului domniilor fanariote, dar și din cauza deselor războaie ruso-turce, care multe din ele afectau cele două țări românești, Țara Românească și Moldova, s-a întâmplat că în urma războiului ruso-turc dintre anii 1769-1774, generalul rus Piotr Saltykov, care conducea armata rusă, s-a hotărât să ia moaștele cuviosului Dimitrie de acolo, din Bulgaria, din satul Basarabi, pentru a le duce în Rusia, ca nu cumva să le distrugă păgânii otomanii. Însă când au ajuns cu ele în București, el avea un prieten, un român, pe nume Hagi Dimitrie, care l-a rugat insistent să lase moaștele la București pentru mânghierea poporului. Și, într-adevăr, cuviosul Dimitrie a fost mânghierea românilor în acele vremuri atât de tulburi și de grele pentru popor. Și de atunci, deci în anul 1774, moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie se află pe dealul Mitropoliei din București, fiind atât ocrotitorul capitalei țării noastre, cât și a întregului popor român. Sfântul Cuvios Dimitrie, de atunci, de multe ori, s-a dovedit a fi un ocrotitor de nădejde al poporului român. Vrednicul de pomenire patriar Teoctist mărturisea de multe ori anumite minuni pe care el însuși le-a văzut în al doilea război mondial, atunci când americanii bombardau capitala și cum a ferit ca dealul patriarhiei să nu fie afectat de nicio bombă. Și alte multe minuni care s-au petrecut, bineînțeles, în viețile oamenilor care s-au închinat la moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie. De fapt, toți sfinții sunt rugători și mijlocitori la Dumnezeu pentru noi, cei care îi cinstim. Dar, iubiți credincioși, și noi trebuie să ne străduim să nu zădărnicim rugăciunile sfinților prin păcatele noastre. Că dacă sfinții se roagă pentru noi și noi trăim o viață neglijentă din punct de vedere duhovnicesc, atunci rugăciunile lor devin zadarnice. Noi trebuie să ne străduim să devenim imitatorii vieții acestor sfinți. Și în cazul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Dumnezeu să ne ajute să devenim și noi niște creștini cât mai atenți, cât mai buni, cât mai blânzi, cât mai sensibili, să iubim în primul rând pe semenii noștri, dar și toată lumea, toată creatura pe care Dumnezeu a făcut-o pentru binele și pentru bucuria și pentru frumusețea noastră. De fapt, însuși Domnul Hristos ne îndeamnă în pericopa care se citește de obicei la pomenirea cuvioșilor, zicând așa: învățați-vă de la mine, că sunt blând și smerit cu inima. Așa a fost Sfântul Cuvios Dimitrie, blând și smerit cu inima, fiindu-ne pentru noi
un exemplu că totuși un creștin poate să fie blând și smerit cu inima, dar de asemenea ne învață că numai așa se poate ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Amin. Cu aceste gând